Pe data de 27 octombrie, Palatul Național a fost gazda unui spectacol grandios organizat de Busuioc TV, Doar pentru tine, unde Marcel Pavel a susținut un recital de neuitat compus din 12 piese, toate ajunse hituri, dintre care superhitul Frumoasa mea. Ca să-l susțină în acea seară, au fost imitați și interpreții noștri autohtoni care au interpretat cele mai îndrăgite melodii și ca de obicei ne-au distrat băieții de la Comedy Chișinău. Seara a fost deschisă de Natalia Gordienco. Dacă nu l-ați văzut de mult într-un concert la Chișinău pe Iurie Sadovnic, iată că de această dată ați avut această mare posibilitate. Datorită hitului de peste decenii, Dragă o teie a reușit să ridice sala în picioare. Are mai puține concerte în Moldova, dar în schimb este mai des invitat peste hotare. La capitolul proiecte, cântărețul are cu ce se lăuda. Cât de des aveți concerte, publicul vă așteaptă de fiecare dată și de asta dată v-a primit foarte frumos și foarte plăcut. Atât cât de des sau de rar se fac spectacole, atât de des și de rar am și eu spectacole, deci am participat la spectacole, la concerte. Mai avem și în alte țări, în Rusia, în Polonia, în România cu Viorel, spectacole. Participăm la festivaluri de folk, de poezie cântată și diferite alte concerte. Dar în Moldova cât de des aveți concerte? În Moldova, așa, mai răruț, mai răruț, fiindcă Moldova e micuță și nu sunt atât de multe spectacole. Oricum, piesa Dragul tăi de fiecare dată este primită foarte frumos și în astă seară a fost primită foarte frumos de spectatori. Vreau să vă întreb, care este povestea acestei melodii? O poveste foarte scurtă. În anul 1981, noaptea, pe la ora 3 de noapte, nu-mi dădea ceva pace să dorm. Și intru în camera mare, mi-au chitara, deschid cartea lui Grigore Vieru, cartea de versuri, pac și Dragoteie. Așa, în 5 minute a fost compusă. Am imprimat-o la magnetofon și m-am dus și m-am culcat. Ca pe urmă la un spectacol, peste vreo 2 săptămâni, s-o cânt așa pentru mine, s-o murmur așa sub nas, într-o cameră de machiaj unde eram împreună cu Anastasia Lăzăriuc. Anastasia mă întreabă, cum mă trebuie, dar ce cu piesa asta? Când am auzit-o până acum? Zic că acum nu de mult am compus-o. Și că asta e piesa mea. Zic, poftim, iau-o. Anastasia a cântat-o primă și pe urmă cântam și eu. Iată istoria piesei. Dragă rote, e dulce miasmă, la bună femeie, la mijloc fireasă. Dragă rote, e dulce miasmă, la bună femeie, la mijloc fireasă. Vino, mamă, pe la mine, vino pe la mișină, vino pe mine, este bine. We'll be right back.
Adi și-a găsit o altă colegă cu care au prezentat marele eveniment. De astă dată l-a completat Victoria Lungu. O femeie cu gusturi rafinate care de fiecare dată e atentă la orice detaliu atunci când vine vorba de vestimentație, make-up și accesorii. Ai fost moderatoare alături de Adi. Este pentru prima dată când prezinți un astfel de spectacol? Nu, de fapt, nu este pentru prima dată, nu este prima experiență, mi-a fost foarte ușor și cred că m-am descurcat de minune. De asta dată, cine te-a ajutat să alegi vestimentația? Pe ca de fiecare dată, eu de una singură, pentru că chiar stau de multe ori într-o dilemă. Vreau și o roche mai lungă, vreau ceva mai scurtuț, vreau ceva mai sexy, dar vreau totuși să fie și ceva foarte clasic, așa că depinde ce fac, ce cânt, pentru că dacă astăzi sunt moderatoare, trebuie să fiu într-o rochiță care să-mi fie foarte comod, să mă mișc și să nu fac griji pentru cum o să mă simt în scenă. Vreau să te întreb, cum te-a primit publicul din astă seară? De fapt, cred că atâtea emoții aveam că nu am simțit emoțiile publicului, pentru că toată seara, de fapt, a fost în emoții atunci când am ieșit în scenă și am văzut lumea care ne-a primit foarte frumos. Evident că nu trebuie să te aștepți la foarte multe aplauze, pentru că aplauzele de multe ori sunt cele care încă o dată în plus îți dau curaj, dar lumea când știe că tu ești și moderator, atunci așteaptă că imediat vei intra să vorbești și de fapt acest lucru s-a întâmplat și în această seară, imediat cum am terminat de cântat, am și reușit să-l prezint pe colegul meu Adi, care mă gândeam să fac asta într-un mod special, frumos, deosebit, așa ca să fie și el împlinit cum i-am făcut prezentarea. Ce le dorești telespectatorilor care privesc postul de televiziune în Busuioc TV? De fapt, ce le doresc? Le doresc o toamnă frumoasă, le doresc să vizioneze postul de televiziune Busuioc TV, pentru că aici este muzică bună, pentru că aici sunt artiști care știu să cânte despre acest plai, despre acest gură de rai și, evident, tuturor celor care colaborează și muncesc la acest post de televiziune, vă doresc realizări frumoase și, evident, multe, multe, multe succes! Iarăși tu prezentator de concerte. Da, iarăși mi-a venit mie frumoasa menire să prezint spectacolul, de fapt al treilea spectacol organizat de Busuioc TV. De asta dată spectacolul poartă frumos un nume Doar pentru tine. Și mă bucur foarte mult că am fost înrolat și pentru cea de-a treia oară și sper să nu fie ultima dată când prezint spectacole organizate de Busuioc TV. Și cum ți se pare ție denumirea spectacolului Doar pentru tine? După părerea mea, este ceva foarte profund. Eu, dacă ar fi să-mi dau părerea la această denumire, aș spune că e o denumire foarte frumoasă. Alta denumire nici nu cred că ar fi fost să fie mai bună decât această denumire pentru un asemenea gen de spectacol, pentru că, într-adevăr, e ceva deosebit. E un spectacol de o mare anvergură, la care au fost invitați interpreți pe măsură și cel mai mult ne bucurăm că Marcel Pavel a acceptat invitația postului nostru de televiziune și astăzi cântă alături de noi pe scena Palatului Național. De fapt, noi cântăm alături de el pe scena Palatului Național și ne bucurăm mult de acest lucru pentru că avem ce învățat de la el, avem de învățat lucruri frumoase. A treilea concert organizat de Busuioc TV, în toate trei tu prezinți, vezi vreo diferență dintre ele? Care ți s-a părut că este cel mai deosebit? Toate sunt deosebite, spectacolele nu pot să le compar, pentru că fiecare spectacol a fost diferit de oricare, chiar dacă am privit după decor, dacă am privit și după afișul interpreților, fiecare spectacol este deosebit și le-aș pune toate pe același cântar, pe aceeași mărime, pentru că toate sunt frumoase, toate sunt speciale în felul lor. Dar dacă să luăm din perspectiva spectatorilor care s-au adunat în sală, și de asta dată sala este arhiplină,
Exact așa cum știe să organizeze Busuioc TV spectacole. Exact ca de fiecare dată, sala e plină, spectatorul este foarte cald, ne primește cu aplauze și acest lucru ne bucură cel mai mult. Marele organizator al concertului, Vyacheslav Busuioc, ne-a dat detalii cu ce scop sunt organizate astfel de concerte și ce mai preconizează să facă pe viitor. Ce mai face Vyacheslav Busuioc? Bine, mersi, mă bucur să privesc așa un concert interesant, frumos, cu piese frumoase, cu interpreți frumoși și deosebiți, chiar pot spune. Seara asta ați primit doar cuvinte de laude, mai ales Nelly Ciobanu a spus că ăsta nu e un concert obișnuit, e un mare spectacol și bravo organizatorilor. Cum de reușește Vyacheslav Busuioc să organizeze de fiecare dată astfel de concerte frumoase? Așa și trebuie să fie, fiindcă un concert trebuie să aibă diferite nivele. Primul nivel, al doilea, al treilea, trebuie să fie o piesă care să iasă din comun. Trebuie să fie ceva interesant cu ce să atragi publicul. Și atunci când faci un concert frumos și când mai organizezi un concert, deja publicul știe, iată, Busuioc TV a organizat un concert frumos, într-adevăr. Și vine cu mare plăcere la concert. Și mai ales că lui Nelly Ciobanu i-am promis că o să organizez chiar un spectacol, fiindcă Iuri Garșcov a organizat cu o trupă de dans ceva extraordinar. Mă strădui să organizez un concert frumos, fiindcă e fața televiziunii și normal că trebuie să fie un concert frumos, altfel nici nu poate să fie. Nu organizăm în fiecare zi concert, organizăm rar, dar frumos, fiindcă scopul totuși până la urmă rămâne filmarea interpreților noștri. Nu putem să filmăm, televiziunea mai filmează muzică populară, cu interpreții populari. Muzica e stradă, din păcate, suntem o televiziune care pe 24 februarie vom împlini 3 ani. La 3 de ani de zile deja am acumulat videoclipuri, dar nu e de ajuns. În 5-10 ani, atunci vom acumula, vom avea o arhivă bogată cu interpreții noștri autohtoni, dar până atunci organizăm concerte, filmăm la natură, filmăm în platou, facem așa să fie bine și frumos și bine și pentru interpreți ca să-i vadă telespectatorii și atunci când le-i dor să-i vadă mai aproape, vin la concerte. Cireașa de pe tort în seara asta este Marcel Pavel. Cum de-ați reușit să-l aduceți în Moldova? Mi-am pus scopul și chiar în vară l-am sunat. Am ajuns să punem ziua de 28, anterior era octombrie și pe urmă am schimbat pe 27 octombrie, fiindcă vinerea totuși e mai complicat din punct de vedere a interpreților. Ce proiecte noi mai facem? Cu ce mai uimește publicul? Sper în timp apropiat să înregistrez o piesă nouă și poate la concertul de pe 24 februarie voi veni cu o piesă nouă-nouță, care va fi în premieră. Ce le promite telespectatorilor? Numai piese frumoase. Bună seara, Nelly! Ce mai face Nelly Ciobanu? Cum vi s-a părut seara asta concertul? Este o seară foarte frumoasă. Mi-a plăcut show-ul făcut de către postul dumneavoastră de televiziune, făcut mie în spate. În general, mă simt azi foarte bine. În primul rând vreau să le spun bravo pentru organizare. Bravo pentru acest... Știu cum am gândit? Este aidoma unui festival, nu știu de ce îmi pare astfel.
Pentru că și acest post de televiziune am senzația că mai dă și câte o dare de seamă cu artiști frumoși, cu muzică bună și lucruri pentru care voi aplauda întotdeauna acestui post de televiziune este faptul că artiștii noștri sunt puși în frunte, ceea ce de mult cred că au meritat artiștii noștri. Adică ați înțeles, nu? Cred că din simplu motiv că pe prima, să spun așa, în lista întâi stau artiștii noștri autohtoni și pe urmă ceilalți. Trebuie să fie și ceilalți, dar mă bucură faptul că anume artiștii noștri autohtoni sunt de fiecare dată arătați la acest post de televiziune și chiar mă bucur acest lucru. Și plus la asta, lasă să fie, de ce nu, un festival frumos anual făcut de Busuioc TV. When Charles come and my heart will be. Toți au așteptat cu sufletul la gură evoluția pe scenă a invitatului special din România, Marcel Pavel. Timp de o oră și-a încântat admiratorii de peste Prut cu cele mai frumoase compoziții ale sale. Bine ați venit la Chișinău, bine ați venit la concertul organizat de Busuioc TV, cum ați primit invitația? Invitația am primit-o cu inima deschisă, cu sufletul deschis, pentru că am întâlnit un om pe care nu l-am cunoscut până acum, este vorba despre Viaceslav Busuioc, nu? Televiziunea îi poartă numele acesta, înțeleg, nu? Se numește Busuioc TV. Nu mă așteptam să aibă atâta amploare acest concert. Foarte bine organizat, foarte mult dansatori pe scenă, la fiecare piesă, ilustrație muzicală, dans gândit, coreografie gândită. Chiar îi mulțumesc foarte mult acestui domn. Mulțumesc, Viaceslav. Și foarte bun. Mulțumesc. V-a plăcut organizarea concertului? Mai veniți? Dacă mă invitați, eu vin și fără să mă invitați, să știți. Clar, plăcerea este de partea mea și am să o fac cu mare plăcere. De câte ori să mă invitați, bineînțeles. Vă place la Chișinău? Întrebarea e... Cred că sunt întrebat de fiecare dată, ia suta nu știu câta oară, cum să nu-mi placă dacă eu vin aici, nu mă obligă nimeni să vin aici, vin din plăcere, din convingere și din toată inima și din tot sufletul vă spun, eu vă iubesc, dragii mei, Moldoven, din suflet vă iubesc. Ce mai face Marcel Pavel, ce mai pregătește pentru public? Marcel Pavel a lansat săptămâna trecută un album care se numește Nu te mai am, în această seară am expus câteva piese de pe noul album, în prima audiție au fost câteva și am fost foarte emoționat, pentru că nu mă așteptam să reacționeze publicul așa de pozitiv. Poate că din cauza faptului că mă respectă mult și mă iubește, dar cred că le-a plăcut și piesele și adică a plăcut și piesele pe care le-am expus în această seară. Dragii mei moldoveni, vă iubesc din suflet. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-a primit foarte căldură întotdeauna, pentru faptul că ascultați muzica interpretată de mine. Vă doresc glorie, iubire, tot ce vă doriți să împlinească. Doamne ajută, vă iubesc, dragii mei moldoveni. Interpreta Nelly Ciobanu pe data de 28 octombrie este omagiată. Chiar dacă e ziua ei de naștere, cântăreața are foarte mult de lucru pe plan profesional. În această zi am foarte mult de lucru, mă pregătesc să merg cu un recital în Kiev. De dimineață voi merge la repetiții, mai spre seară voi sărbători cu familia.
seara, în mod obligatoriu, voi ieși undeva cu familia și cred că se vor alătura și prietenii care mă vor suna. Păi dacă preconizați o plecare la Kiev, să înțeleg că asta este mâine sau... Mâine e ziua de naștere, sâmbătă e Kievul. Și mâine toată ziua o să fie în repetiții, practic. Și repetiții și nu numai repetiții, așa că o să le reușim pe toate. Sunt obișnuită cu un astfel de regim, așa că nu este pentru prima dată. Ziua de naștere organizați acasă sau într-un local? Nu, din păcate nu mai reușesc să stau de fiecare dată să o pregătesc acasă, dar îmi va face plăcere dacă voi merge la o cină romantică cu soțul meu, bineînțeles cu copilul nostru. Așa că cred că îmi fac eu un cadou pentru mine, să nu mai stau să gătesc la bucătărie. La mulți ani, multe realizări frumoase, atât pe plan profesional, cât și în viața familială. Sănătate, credință, putere și multă sănătate îi urează întreaga echipă de la Busuioc TV.